Stimați părinți, bunici, dragi colegi, preoților prezenți aici, oficialităților invitate, astăzi este o zi deosebită. Abia am așteptat să reveniți la școală. Îmi era foarte dor de voi. Vă mulțumesc. Dau cuvântul domnului primar Răzvan Tudose. Mulțumesc, doamnă director. Pentru că la ora asta ar fi trebuit să fie ajuns deja la Bacău, am rugat-o pe doamna director să-mi permită să vă adresez câteva cuvinte ca apoi dumneavoastră să continuați festivitatea de... Și cu această ocazie aș vrea să-mi cer scuze colegilor dumneavoastră de la școala Ion Creangă, acolo nu voi putea ajunge, însă vor fi prezenți domnul viceprimar și domnii consilieri, care vor transmite aceleași urări de bine și dumnealor. Bună dimineața și bine v-am regăsit! Am venit alături de domnul viceprimar, de domnii consilieri, așa cum v-am promis, de fiecare dată, să premiem elevii care au obținut rezultate foarte bune la olimpiade și la concursurile școlare, să le mulțumim domnilor profesori, părinților voștri, deoarece aceste premii sunt cumva și rezultatul implicării dumnealor. Noi vă suntem aproape, vă sprijinim și ne dăm silința ca sentimentul să fie reciproc. Eu susțin și promovez de fiecare dată ideea că cea mai bună investiție pe care o putem face noi ca și părinți este în educația copiilor noștri. Degeaba avem drumuri asfaltate dacă pe ele circulă oameni needucați. Ne dorim ca acești copii să devină foarte bine pregătiți și foarte educați. Înainte să termin, aș vrea să adresez câteva gânduri frumoase unui prieten drag mie, o persoană care pune suflet în ceea ce face și dacă școala asta arată atât de bine, se datorează și implicării lui. Este vorba de omul bun la toate, domnul Valentin Ioje. Felicitări, Vali, pentru ceea ce faci. Eu am să termin, nu înainte de a vă dori un an cu multe realizări și cu rezultate foarte bune la învățătură. Vă mulțumesc, o zi frumoasă! Mulțumim! Mulțumim domnului primar! Aș vrea să începem anul școlar cu vești foarte bune. Consider că cea mai bună veste este aceea că vom învăța într-un singur schimb. M-am întâlnit cu unii dintre voi și m-ați întrebat că învățați după amiaza. Nu am înțeles de unde s-a ajuns aici. Ținând cont că avem doar o singură clasă pregătitoare, o singură clasă întâi și o singură clasă a cincea, am valorificat toate spațiile, inclusiv laboratoarele. La parter va învăța clasa 1 la sala de festivități, clasa 2A la CDI și clasa pregătitoare, unde e de obicei. La etajul 2 rămân cei mici de dimineață pe clasele lor. Deci avem așa, clasa 3A în sala de clasă obișnuită, 3B la fel, 4A, învățător doamna Ciocârlan, rămâneți acolo în clasă. La laboratorul de fizică va învăța clasa 7A, cum altfel. La el, clasa 2B. La etajul 2, la laboratorul de biologie, clasa 8A, pentru că este o clasă mai numeroasă, clasa 4B a domnului învățător Belciu rămâne în aceeași locație, clasa 6B, diriginte doamna Munteanu Elena, rămâne în aceeași locație de anul trecut, unde învățați după amiaza, clasa 7B, diriginte domnul Munteanu Daniel, în sala de clasă, unde anul trecut a învățat 1A și după amiază 5A, la fosta clasa 8-a, clasa 5-a, care anul acesta fuzionează 4A cu 4B, deci va fi o singură clasă,
La clasa unde am învățat anul trecut 8B, va învăța clasa 6A, iar în fosta locația contabilității va învăța clasa 8B. Vă mulțumesc. Următoarea veste bună. Cu sprijinul Consiliului Local, căreia încă o dată îi mulțumim, elevii care au muncit anul trecut și ne-au onorat cu rezultatele lor, care au făcut ca această localitate, pe care toți o iubim, cred, să fie cunoscută în județ și nu numai, elevii școlii noastre, repet, vor fi premiați după cum urmează. Pentru premiul întâi la Olimpiada Satelor, Olimpiada de Matematică pe țară, faza națională, elevul Dârlău Andrei va primi un premiu de 2500. Pentru Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română, Universul Cunoașterii prin Lectură, Popa Daria Elena, unde a obținut mențiune pe județ, va primi un premiu de 900 de lei și pentru mențiunea de la Teatru Spiritului Caragiale, 250. Chioța Daria Denița, care de asemenea a obținut două premii, dar noi le-am cumulat, premiul 2 și 3 la Festivalul Național de Artă Dramatică Spiritului Caragiale, secțiunea afiș de spectacol, 400. Popa Cristina Lorena, mențiune la Olimpiada de Limba și Literatura Română, 900. Următorii elevi, cei care au obținut mențiune la Festivalul de Teatru, Bobeică Miruna, Alupei Andrei, Marian Marin Constantin și Pânzăriu Emanuel Constantin, veți primi către 250. Lupu Ionel Irinel, Olimpiada de Matematică a Satelor, mențiune pe județ, 900. Mutu Andrei, concurs național Cupa de HS, la nivel județean, locul 2, 400. David Alexandru Dumitru, mențiune la același concurs, 250. Mai am, n-am terminat. Grăpinoiu Paula Teodora, locul 2, tot la DHS, 400. Munteanu Răzvan Constantin, mențiune la Olimpiada de Matematică, 900. Știți, matematica și româna sunt un pic mai precum carnele de porc, un pic mai grele. Proteanu Paula Denisa, DHS, mențiune 250. Roman Ruxandra Maria, mențiune la Olimpiada de Matematică, 900. Și mențiune la DHS, 250. Deci vor fi cumulate. Chiar dacă nu sunt aici, stau cu emoții la liceu. A Catrinei Sergiu Constantin, locul 1 la teatru, 600, locul 2 la fotbal pe județ, 400. Baciu Delia, locul 2 la DHS, 400. Constantinescu Alin Mihai, locul 2 la DHS, 400 și locul 2 la fotbal, tot 400. Cucu Ovidiu Teodor, nu-i nevoie să mai spun, pentru al treilea an medalie de aur la Năvodari, premiul 1, 600. Dobrițoiu Alina Nicoleta, tot premiul 1 la același concurs, 600. Dulcescu Cosmin, locul 2 la fotbal pe județ, 400. Foltea Iulian, la fel, 400. Hoțu Valentin Ștefan, Olimpiada de Matematică, mențiune pe județ, 900. DHS, 250. Fotbal, 400. Deci se poate și matematică, și biciclete, și fotbal. Condiția este să vreți. Fruteanu Bogdan Constantin, locul 1 la teatru, 600, locul 2 la fotbal, 400. Bodea Gheorghe, locul 2 la fotbal, 400. Axinte Denisa Maria, clasa 4-a, A, premiul 2, Olimpiada de Română, pe județ, 1300. Cucu Evelin Mirabela, premiul 2 la Olimpiada Județeană de Română, faza pe județ, 1300. Am să vă rog, cu buletinele,
după festivitatea de premiere, după ce mergem în clase, să mergeți la administrație să vă ridicați premiile. Vreau să vă spun că nici eu, nici domnul primar, anul trecut, nu am glumit când am spus veniți și ne luați banii, ne-am ținut de cuvânt. Vă lansez aceeași provocare și anul acesta, veniți și ne luați banii. Este atât de ușor și de simplu. În continuare, am să-i rog pe preoții invitați aici, părintele Popa Grigore și părintele Aniculae Nelu, să ne binecuvinteze începutul anului școlar, pentru că, într-adevăr, știm de foarte mici, nihil sine Deo, nimic fără Dumnezeu. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care e pretutinene și toate îndunești vistierul bunătăților și dătătorului de viață. Vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește și de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sinte Dumnezeule, Sinte tare, Sinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sinte Dumnezeule, Sinte tare, Sinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sinte Dumnezeule, Sinte tare, Sinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sinte, cercetează și vindecă neputințe noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să trimită asupra tuturor elevilor acestea Duhul înțelepciunii și al înțelegerii, să le deschidă mintea și cugetul, să le lumineze inima și mintea spre primirea învățăturilor celor bune și folositoare, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea, cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să trimită ei binecuvântarea Iordanului, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să trimită din belșug Dumnezeescul Său Har, asupra acestor elevi, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să trimiți noi de donecazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioară Maria cu toți sfinții, pomenindu-o pe noi înșine și unii pe alții, în toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu, să o dăm. Ție, Doamne! Ție se cuvine toată slava, cinstea și încrăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului, acum și pururea și Dumnezeu. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire. Slavăție, Doamne, slavăție! Să luăm aminte, zisa Domnul pila aceasta. A ieșit semănătorul să semene. Și pe când semăna, unele semințe au căzut lângă drum și au venit păsările și le-au mâncat. Altele au căzut pe loc pietros, unde n-aveau pământ mult și îndată au răsărit, că n-aveau pământ adânc. Iar când s-a ivit soarele, s-au pălit de arșiță și neavând rădăcine s-au uscat. Altele au căzut între spini, dar spinii au crescut și le-au înnăbușit. Altele au căzut pe pământ bun și au dat rod. Una 100, alta 60, alta 30. Cine are urechi de auzit,
să audă. Slavăție, Doamne, slavăție. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Dumnezeule, Dumnezeul nostru, cel ce în vremea lui Moise ai preschimbat apa cea amară în apă dulce, pentru poporul tău și apele cele vătămătoare, în vremea lui Elisei le-ai vindecat, cel ce ai sfințit apele Iordanilor cu arătarea ta cea fără de prihană. Însuți și acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta. Amin. Însuți și acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta. Amin. Însuți și acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta. Amin. Și fă-o să fie tuturor celor ce vor gusta și vor fi stropiți cu ea, izvor de binecuvântare, tămăduire de boli și de patini, sfințirea acastrelor și izbăvire de orice lucrare potrivnică văzută și nevăzută. A ta este stăpânirea și a ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Capetele noastre Domnului să le plecăm. Către sfințirea sufletelor și a trupurilor noastre și ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Împreună cu cel fără cepaltă, părinte cu prea Sfântului și bunul și de viață, făcătorului totul, acum și pururea și în vecii vecilor. Bine, mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință, binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește. Și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește. Și cu crucea ta păzește pre poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne, Dumnezeul nostru, care cu chipul tău ne-ai cinstit pe noi oamenii și ne-ai îmbrăcat cu voie de sine stăpânitoare. Cel care a intrat în biserică la înjumătățirea praznicului și a învățat pe oameni încât se mirau popoarele și ziceau: de unde știe acesta Scriptura nefiind învățat? Și David grăiește: veniți, fraților, ascultați-mă pe mine și vă voi învăța pe voi frica Domnului. Cel ce a învățat pe Solomon înțelepciunea, Dumnezeul al tuturor, cuvântul împărate al tuturor. Deschide sufletul și inima, gura și mintea robilor tăi. Spuneți-vă numele. Tuturor elevilor și a robilor Dumnezeu, Daniela, Dorina, Cristina, Mihaela, Carmel, Elena, Elena, Lenuța, Elena, Irina, Mădălina, Cristina, Georgeta, Oana, Mioara, Simona, Ionela, Vasilica, Ana Maria, Ana Maria, Marinela, Nicolae, Danielu, Vidiu, Romeo, Sânziana, Doina, Elena, Dan, Valentin. Ca să priceapă să învețe să facă voia ta și ferește de toată ispita diavolească, păzindu-i în toate zilele vieții lor, și făcându-i să sporească totdeauna în toate poruncile tale, pentru rugăciunile preacurate Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi. Că tu ești cercetătorul sufletelor și al trupurilor noastre, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă ți înălțăm împreună și Tatălui și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru mântuiește și ne miluiește pre noi. Amin. Să primească Dumnezeu Sfânta rugăciunii, să dea bunul Dumnezeu, exact cum a spus și doamna directoare, și vedeți că se dau din ce în ce mai mulți bani, nu doar pentru carte, ci și pentru sport. Și de aceea, pentru că trebuie să avem nevoie și de sport, să încercăm ca fiecare dintre noi să îmbinăm, cum a spus, cartea cu sportul. Pentru că, făcând sport, ne luminează și mintea, și trupul, și poate și sufletul uneori. Și, cum spuneam, să veniți să ne luați banii, să încercați în anul acesta cât mai mulți dintre voi, pentru că sunt sigur că puteți, numai să vreți, ca să puteți cu adevărat să luați acești bani care, iată, sunt o binecuvântare pentru fiecare
și este o mulțumire pentru rodul muncii pe care atât voi cât și domnii și doamnele profesori le depun ca să deveniți ceva în viață pentru binele vostru și al nostru implicit. Un an nou școlar, binecuvântat să aveți! Vreau de asemenea să mai completez ceea ce am anunțat mai devreme. Noi am făcut o situație școlară la sfârșitul lunii iunie, undeva pe 28 iunie, după care școala noastră a fost reprezentată și la Festivalul de Național de Dans, Dansăm Împreună, unde fetele au obținut și locul întâi și locul doi. De asemenea, și ele vor fi premiate în perioada următoare, deci nu astăzi. Veți primi pentru premiul întâi cumulat 600 de lei. Da? Următoarele eleve: Spătaru Alice Ioana, Alupoaia Andreea Nemona, Enache Oana Alina, Munteanu Raluca Elena, Spătaru Maria Denisa, Anton Iulia Timea, Muscalu Andreea Alexandra, Bujor Laura, Curcă Marusia Gabriela, Florea Carmen Andreea și Murărașu Iolanda Larisa. Felicitări! La clasa pregătitoare, învățătoare doamna Elena Ghinea, la clasa 1, învățător domnul Munteanu Dan, la clasa 2A, învățătoare doamna Popa Dorina, la clasa 2B, învățătoare doamna Mutu Mioara, la clasa 3A, învățător Sava Ovidiu, la clasa 3B, învățătoare doamna Fodor Lenuța, la clasa 4A, doamna Ciocărlan Elena, la clasa 4B, domnul Belciu Neculai. La clasa 5A, ați observat că nu am pronunțat A, B, pentru că nu există, dirigintă este doamna profesoară Buruiană Mădălina. La clasa 6A, dirigintă, doamna profesoară Spătaru Carmen. La clasa 6AB, dirigintă, doamna Munteanu Elena. La clasa 7A, dirigintă, doamna Neculoae Cristina. La clasa 7AB, dirigintă, domnul Munteanu Daniel. La clasa 8A, dirigintă, domnul Toma Romeo. Și la clasa 8AB, dirigintă, doamna Barbalată Cristina. De asemenea, vreau să spun bine ați venit în mijlocul nostru, colegilor noi, doamna profesoară de limba și literatura română, Grigoraș Ionela, doamna profesoară de domnișoara profesoară de istorie, Cercel Ioana, doamna profesoară de engleză, Ciocan Ana Maria, o fostă elevă care a revenit cu drag în mijlocul nostru, sper să nu fi uitat pe cineva, domnul profesor de educație fizică, care s-a prezentat astăzi, pe Jean Costel, îmi cer scuze, domnul profesor abia a ajuns. Încadrarea o vor anunța domnii diriginți la clasă. La franceză, doamna Nistor Liliana. Unii dintre voi o știți pe doamna profesoară pentru că ați făcut limba și literatura română. Doamna Șalaru știți că a ieșit la pensie. Iar alte modificări în structura colectivului de cadre didactice deocamdată nu există. La română, cealaltă catedră rezervată a doamnei Turcu este doamna Varvara, care de astăzi intră în concediu de maternă. Vă doresc un an bun. Am să dau cuvântul domnului de la poliție sau... Domnul Stancu, vă cunosc foarte bine. Mulțumesc frumos, doamne directoare. Poliția Română urează mult succes în anul școlar 2017-2018 tuturor celor care astăzi trăiesc emoția și bucuria unui nou început plin de provocări și speranțe. Fie că sunteți preșcolari, școlari, dascăl sau părinți, vă asigurăm de sprijinul necondiționat al fiecărui polițist, astfel încât împreună să putem găsi soluții la problemele voastre. Vom fi zilnic alături de dumneavoastră și ne exprimăm convingerea că parteneriatul pentru o școală în siguranță se va dovedi și în acest an extrem de eficient,
având un singur rezultat, o copilărie liniștită, cu reușite, care să pună bazele unui viitor frumos. Un an școlar în siguranță. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului Stancu. De asemenea, vreau să vă mulțumesc pentru activitatea de anul trecut. Într-adevăr, am fost sprijiniți în ceea ce privește siguranța voastră la școală. Sperăm anul acesta să nu vă dăm de lucru, să fim așa, cum știm noi, liniștiți. Dacă cineva dintre invitați ar vrea să mai... Vă mulțumim și vă invităm la clase. Mulțumim, domnul vice, mulțumesc domnilor consilieri care ne susțin de fiecare dată. Și pregătiți-vă că revenim. Mulțumesc. Să ne dați